de mai multă vreme, însă abia în urmă cu un an și-au dat seama că sunt suflete pereche. Sonia și Michael au o relație la distanță, dar nimic nu poate sta în calea fericirii lor. Tehnologia îi ajută să se simtă aproape unul de celălalt și speră ca în viitorul apropiat să ajungă în fața altarului. Nu este ideală relația la distanță, însă știm că este doar pentru moment. În ziua de azi ne ajută foarte mult tehnologia ca să putem să ne vedem, să ne auzim. Până în prezent ne descurcăm foarte bine, suntem împreună de un an. Un an de relație, dar foarte multe planuri. Xonia recunoaște că și-a găsit marea dragoste și speră ca Michael să fie bărbatul care o va ajuta să-și împlinească marele vis, acela de a avea o familie. Mă văd căsătorită și cu o familie. Acesta a fost visul meu încă de când eram mică. Eu vreau să mă căsătoresc și să devin mămică pentru că iubesc să iubesc și iubesc copiii. Știu foarte bine că va veni și ziua în care tatăl meu mă va conduce spre altar. Toate la timpul lor. Important este să fim sănătoși.